Peste 500 de membri social-democrați au fost prezenți joi în Sighetul Marmației la alegerile interne din filiala PSD. Cu prezența unor lideri marcanți de la centru, senatorul PSD de Maramureș Sorin Vlașin, președinte al PSD Sighetul Marmației, a fost reconfirmat în fruntea organizației locale care performează în al doilea municipiu al județului. În funcția de vicepreședinte a fost ales Vasile Moldovan, primarul orașului Sighetul Marmației. Un punct important al conferinței a fost adoptarea împreună cu colegii deputați PSD a unei rezoluții cu privire la necesitatea construirii unui nou spital monobloc în Sighetul Marmației. În acest sens îl vom invita în Maramureș pe domnul ministru al Sănătății Alexandru Rafila, a declarat Sorin Vlașin. Îmi doresc să strângem și mai mult rândurile, să fim uniți, să gândim, să muncim împreună. Și atunci sunt sigur că tot împreună vom câștiga nu doar viitoarele alegeri, ci mai ales respectul și prețuirea oamenilor, a mai precizat acesta.